tuturor și bine v-am găsit! Nu s-aud aplauzele, că a venit surpriza, da? Asta este doamna Elena Plește, o vârstă foarte frumoasă. Și noi, compania Surprize Flori, am venit să-i bucurăm sufletul, să-i aducem o surpriză. Și în primul rând avem pentru dumneavoastră așa un buchet de flori, să vă bucure sufletul. Mulțumesc mult! Desigur, o tortă frumoasă, elegante și dulce, ca să vă îndulcească sufletul dumneavoastră și pe cei care să vă înconjoare. Și desigur, o șampanie ca să serviți oaspeții din această zi frumoasă. Dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza. De unde poate să vină? Din departare. Exact. De la fiica cea mai mică și de la ginerile Radu. Cu siguranță așa este din partea scumpii noastre fiici și cumnatul. Ginerile. Am doi gineri ca doi brați. Așa e, exact. Mă bucur și îi stimez și ei mă stimează foarte mult. Și desigur vă transmite... Fiecele și ușorul și norul de asemenea. Desigur vă transmite un sincer la mulți ani, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și tot ce v-a spus să îmi plan să vă îndeplinească. Și cu această ocazie, bine și plăcere, știm că sunt și părinții lui Radu, da? Ginele, da? Sunt aici? Avem și pentru dumneavoastră așa un buchet de flori. Așa. Și dumneavoastră, da, sunteți soțul. Da. Așa. Iată, da, nu, avem aici. Sigur, și noi din partea companiei vă trebuie multe dragi. Și să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare, cu multă dispoziție. Mulțumim, mare drag. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. În limba rusă, mă v-ați iubit. Nu, în limba rusă. Tăniușa și Radu, mămica vă mulțumește foarte mult și vă dorește foarte mult sănătate. Bucurie și vă așteaptă acasă să veniți sănătoși, să ne întâlnim. Păcat că nu sunteți la masa noastră de astăzi. Tania și Radu, noi vă așteptăm cu dragă acasă și sănătoși, vă așteptăm cu bucurie să ne întâlnim împreună toți. Și vă mulțumim frumos de cadouri, de surpriză, nu m-am așteptat. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, la mulți ani. Mămica să trăiască, la mulți.